Bună ziua și bine ați venit la Prof Online cu exerciții de matematică. Băi, bine ai venit, David. Știi tu, de joi nu ne-am mai văzut, nu? Da. Joi. Joi a fost ultima dată sau nu, miercuri? Joi, nu. Miercuri. Așa au fost încărcate niște probleme care ți-ai găsit, pentru că eu merg și cu stupina și cu început acolo, lucrările acolo. Cât de mult interes și dorință ai tu, David, să vii la ora de matematică, tot atâtea probleme au și cei care se mă ocupă, merg cu apicultura. Fiindcă eu sunt, am inventat un model de stup și am dat drumul la, pe plan mondial, să zic așa, la o nouă tehnologie apicolă. Sunt inventator, mă, tu știi? Foarte tare este. Dar fii atent, David, nu m-am gândit niciodată în viața mea că am să ajung inventator. Nu m-am gândit. Dar s-a întâmplat asta din cauza matematicii. Că tot timpul eu la matematică nu m-am mulțumit să fac o negreșiță acolo. Ci pur și simplu David i-am zis, ia să încerc și altceva, ia să văd altceva, ia de unde vine asta. Și de acolo lucrurile s-au legat. Așadar, tu ai pregătit o problemă pentru mine astăzi. Sau nu ai pregătit. Dacă n-ai pregătit. Hai mă că n-ai pregătit. Vă zic la întâmplare. Acum cauți. Dacă nu, hai să ne amintim noi problema aceea. Ți-amintești? Dacă punem, dăm câte 5 bomboane. Ți-amintesc așa problema aceea, da? Deci dacă dăm câte 5 bomboane, Davide merge la școală cu cutia cu bomboane și le dă tuturor colegilor, nu prea își dă el seama cam câte bomboane are și la început dă câte 5. Și le dă câte 5, câte 5, până când se sesizează că la doi copii n-are ce să le mai dea. Ăștia stau triști și așa de supărați sunt. Și David stă și se gândește, mă, cum să fac eu, mă? N-am făcut calcul acasă, dar știam câți copii sunt în clasă, puteam să mă gândesc. Atunci hotărăște pe loc. Bă, nu vă supărați, am dat cam multe. Revin și vă dau numai câte 3. Deci numai câte 3 bombane o să vă dau acum. Și le dă tuturor câte 3. Primesc și ăștia 2. Așa. Iar 3. Și mai rămân Davide. Hai să zic 8. 8 bombane, mai rămân în plus. Pentru că el a recuperat 2, 4, 6, 8. Deci a recuperat destule bomboane, revenind și luându-le câte 2, practic. Dacă de-o rămas mai câte 3, câte 3, înseamnă că spus. Tot dă două, tot dă două. Îl trecutea cu cutiuța lui, cu cutia de bomboane și pune tu două, pune tu două, pune tu două și s-au adunat. Și în felul ăsta și celor doi le-a dat 6 bomboane și s-au dat seama cum a rămas cu 8. E, 8 le mănâncă el. Acum, domnul profesor, știu cum o să încerc. Cum? O să fac, o să notăm X cu copiii. Numărul de copii? Da. Eu vreau să fac algebra. Vrei algebra? Da. Nu-i problema ta. Tu ești la manșă, cum spui tu, da? X să fie copii. Deci notăm, scriu, notăm. Notăm. Cu X. Copii. Numărul. De copii. De copii. Deci notăm. Să rămână. Vine școala acum, am rămas acolo. Ce să rămână cu Daria? Am zis că... Bolnaveană. Dar cum mă zic? Păi a făcut și... simțită cronică. Și de la mâncare, o indigestie dublu făcut. De la mâncarea de la școală. Da. Ultimii rost de mâncare. Așa vine vorba, apropo de chestia asta, că sunt surprize de alu. Când Cristi al meu era în clasa 7-a, băiatul meu e cu 2 ani mai mic decât voi, nu știu dacă... Da, e Cristi mai mic. Da? Așa. Și când era în clasa 7-a, l-am trimis și eu într-o tabără. Nu uit nici o clipă treaba asta. Și acolo el era pentru prima dată când ieșea și el în grup legat de unul singur cu responsabilitatea
cu responsabilitate pe el total. Și-o luat acolo, trăiește așa, mergând cu profesorul respectiv, gulaș. Și mănâncă gulaș. Da, da. Și da, și când, dacă și eu fi fost cu ăla, cu gulașul ăla, probabil vechi, în cutiile acelea de-a lungul timpului, că dacă cumva îți pronunțam gulaș, gata, da, imediat. Da. Și când am o venit o slăbită două săptămâni de zile, eu nu mânca mai nimic. Da, da, exact așa sunt două săptămâni. O slăbit. Când a venit în gară la Comănești, noi stăteam la Mâinești atunci, când am fost în gară, nu venea să mă dusăreau. Nu venea să mă dusăreau. Avea un cabare ca un girofare. Bă, nu iar, mă, nu supun, te nu supun. Dar te mai gândi ce auzea gulaș, dacă gulaș. Așa și eu cu Daria, dar am mai câțin din rând. Da, atât. Asta e. Bine, eu sunt alături. Am înțeles. Ați greșit. De ce? Trebuia să spuneți clasa 4. Clasa 4-a. Da, mă. A rămas la clasa 5-a. Și acum o să facem x minus 2. Deci x minus 2. În paranteză, ori 5. Da. Este egal cu x. Păi deci x minus 2, stai că nu. Ne-am luat cu discuția și noi n-am... Păi x este... Deci numărul, notăm cu x numărul de copii, da? X-ul este numărul întregul de copii. Da. Și noi scădem doi copii care ne-au bomboane. Da. Și facem ori 5, că le-am dat 5 bomboane. Și atunci e egal cu cine toată povestea asta? Da, interesant. Zi-mi tu, de ce chestia asta, că nu înțeleg. Am dat, am înțeles bine cum ai zis acolo. Dumnezeu, încerc chiar acum să vă urmăresc. Bine. Deci, tu spuneai așa, că notăm cu X numărul de copii. Da. Și cu Y să notăm numărul de bombane. Da. Da? Notăm. Da, da. Cu Y, numărul de bomboane. Daria nu poate să urmească de acasă. Sună-mă. Sună să uite la lecții. Mm-hmm. Cum o spune și eu un mesaj, acum mi-a uit în minte să îi spune și ei. Deci notăm cu Y, numărul de bomboane. Notăm cu X, numărul de copii. Da, și atunci, X minus 2 ori 5 este egal cu cu Y. Cu Y, numărul de bomboane. Să scriem a doua relație cu egal cu bine? Aaa, tu deodată vrei să spui, da? Egal cu cine? Egal cu... cu X. Ori 3 minus 8. Nu, X ori 3 plus 8. Dar de ce plus 8 și nu minus? Că pentru că îi mai rămân o bombană. Hai, le adăugăm pe alea, da? Da. Bun. Deci egal cu X ori 3 plus 8. Deodată ai făcut relația asta. Eu ce notăm cu Y și Y, dar tu deodată îți băi, X minus 2 5, da, ori 5 egal cu X ori 3 plus 8. Da, și acum desfășurăm prima relație, adică X ori 5. X ori 5. Foarte bine, X ori 5. Aplicăm distributivitatea. Minus 2 ori 5. Da. Egal cu X minus 3 plus 8. Nu, X ori 3. X ori 3 plus 8. Da. Echivalent cu? Echivalent cu X ori 5 minus 3 ori X. Deodată. Am mutat. X ori 5 minus X ori 3. Băi, dar tu ești avansat când spui egal minus. Egal cu 10 plus 8. 10 plus 8. Echivalent cu? Este echivalent cu 2 ori X. Da, 2 ori X. Egal cu 18. 18. X este egal cu 18 împărțit la 2. X egal cu 6. Acum ca să aflăm... X 18 împărțit la 2 egal cu? 6. Nu, 9. 9. Egal cu 9. 9 ce reprezintă 9? 9 copii. 9 copii. Când cu X am notat copii. Deci... Și ca să aflăm numărul de bomboane, înlocuim 9 într-o relație. Să înlocuim în prima. Adică e 9 minus 2 ori 5. Deci Y
numărul de bomboane, cum am zis noi. Y pe calcul 9 minus 2. 9 minus 2. În paranteză, ori 5. Și egal cu? Y egal cu 7 ori 5. Y egal cu 35. 35 bomboane. Foarte tare. Foarte tare. Deci 35 de bomboane are, a avut în cutie. Vreau acum să mai vedem și varianta asta pe care am început-o eu cu, da, cu modul ăsta de prezentare. Asta nu prea le înțeleg cu desen. Hai să facem, mă. Păi acolo unde e, dar vede, acolo unde nu merge, trebuie să insistăm. Varianta asta figurativă, crede-mă că nici eu nu... E mai grea asta. Nu e grea deloc. Nu e grea deloc. Dar este, dacă vrei, frumusețea maximă a raționamentului. Pentru că zicem, două le luăm. Da? Două le luăm de la primul. Da? Fii atent aici. Două de la ăsta, da? Stați puțin că astea se are. Cinci. Și penultimul aici are tot cinci, Davide. Da. Antepenultimul. Da? Antepenultimul, tot cinci. Uite așa, aici. Până aici, tu i-ai completat cu câte 5. Toți ăștia aveau câte 5. Da? Câte 5. 5 bomboane. Câte 5 bomboane. Câte ai recuperat tu? 2, câte 2, câte 2. Ai recuperat de le-ai dat și ăstora. Da. Da? Le-am dat câte... Deci câte sunt recuperate? 3 aici odată, 3, 6. 6. Și cu 8? 8. Adică 6 cu 8, cam 14. Nu cam, sigur 14. 14 100%, nu? Da. 6 și 8 nu faci, și 13 și 14. 14, da? Da. Bun. Aceste 14 bomboane, cum au fost câștigate, măi, 14? Recuperate de la colegiul care era cu 5. Asta, mă, recuperate. Deci, bomboane recuperate. Sunt bomboane recuperate. 14. 14 în total. Dar, astea cum au fost recuperate, David? Câte două, câte, câte două? Două, câte două, câte două. De la câți copii, dacă câte două? Tu faci pe ce împărți la 2, 7. Sigur că da. 14 împărțit la 2 egal cu 7 copii. De la 7 s-a recuperat. Plus 2. Plus 2 care rămân, stăteau și uitau triști. Da? 7. Da? Deci 7 plus 2 egal 9 copii. Ce frumos este. Foarte clar. Nu? 9 copii. Acești 9 copii. E clar că, așa cum am făcut noi ecuația, tot nouă ne-o dat, nu? Da. În clipa asta, ca să afli bomboane, înseamnă 9 ori 5. 9 ori 5. Nu 9 ori 5, 7 ori 5. Nu, da, 7 ori 5, 35. Gata, bun. Același lucru. Mai este dificil? Nu. Nu. Hai să mai facem una în genul ăsta, în varianta următoare. Mama cumpără un buchet de flori. Da. Și... îi le dă lui Davide să dea la școală florile. Tu te gândești, băi, ce să fac eu cu florile astea? Ia să dau, știi, când dai un buchet de flori, să dau un număr impar. Da, da. Ori 5, ori 7. Să zicem că nu colegilor tăi, ci la învățătorii care sunt la școală acolo. Și te duci să le dai câte 5. Buchete de câte 5. Da. Ai brațul de flori. Sănătos. Mulțumesc. Și dai câte 5, da? Câte 5 garofe. 5 garofe la învățătorii care sunt acolo în școala ta. Și așa mai departe. Surpriza mare, că n-ai numărat cu atenție, nici nu știu câți învățători sunt în școala aceea. Surpriza mare este că doi din ei
Rămân. Rămân fără. Nu mai primesc. Doi? Nu primesc. Atunci, repede, tu ai prezență de spirit, spontaneitate maximă, și spun, vă rog frumos, cer scuze, n-am fost atent, refac ca să ies din încurcătură. Da. Și tot se uite cu drag la tine și zice, să vedem ce vine lui în minte. V-aș ruga dacă puteți să-mi dați câte două. Da? Și atunci am... Și rămâne, le rămân mai trei, două le recuperez tu. Și le lași câte trei, câte trei, competești pe ăștia cu trei și... Mai rămân... Hai să spunem că trei profesori, trei învățători erau triști. Așa că le dai și ăstor trei. Da. Și îți mai rămân șapte. Șapte rămân. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 flori îți rămân. E restul. Algebric. Algebric? Gata, mă. Adică o să facem. Algebric. O să spunem că X este numărul de profesori. X, numărul de profesori. Da. Și cu Y să notăm florile. Y. Numărul de flori. Ce o să facem? X minus 3. X minus 3. Ori 5. Ori 5. Este egal cu X ori 3. X ori 3, da. Plus 7. Plus 7. Și acum desfășurăm. X ori 5 minus 3 ori 5 este egal cu x ori 3 plus 7. Și acum, x ori 5 minus x ori 3 este egal cu 15 plus 7. 15 plus 7. X, nu, x ori, da, x ori 2. X ori 2. Este egal cu 22. 22. X este egal cu 22 împărțit la 2. X este egal cu 11. 11 profesor, da? Profesor. Și ca să aflăm numărul de flori, o să facem X. Da. O să facem X ori 3 plus 7. Deci nu, da, zi. O să fie 11 ori 3 plus 7 este egal cu 33. 33 plus 7 este egal cu 40. 40. 40, da? Deci cum ai zis? X 11. 11 ori 3. Deci Y-ul, numărul da, de Y flori. Este egal. Cu X minus 3 X ori. X minus 3. Ori 5. Nu. X ori 3 plus 7. X ori 3. A, te-ai dus pe varianta asta. Da, că era mai... La îndemână ce-a fost așa. Deci x ori 3 plus 7, de acord. Deci y-ul egal cu x ori 3 plus 7, adică x ori... x-ul fiind 11, nu? 11, da, ori 3 plus 7. Deci 33 plus 7 și egal cu 40. 40 de... De flori. Galaxie, da? Și acum am găsit o problemă, domnul profesor. Nu, băi, dar uiți pe aia, mă. Nu-i nimic. Hai, te rog frumos, o faci și varianta figurativă. Deci, metoda întâi algebrică ai zis tu, da. A doua variantă, figurativă. Am făcut și eu școală astăzi. Ce? Probleme din acestea. Da? Da. La figurativă ce facem? Păi, la figurativă facem... Fiecare profesor rămâne cu 3, da. Cum am făcut acolo, și da. Să facem 7 plus, plus 9 bomboane, deci. Pentru că rămân 3 profesori și de la cei 3 profesori primesc... Deci până aici, de aici încolo ce-a fost gol, da. O completat, 7 bomboane și plus 9. 7 și cu 9, 16. 7 plus 9 egal
16 bomboane. 16 bomboane. Recuperate. Nu? Sunt bomboane recuperate. Câte două de la fiecare. Dar nu am problemă. Deci, păi recuperate în momentul de față, păi astea. 3, 3, 3 și 7, da? Și, da. E corect, 9 și cu 7, 16. Dar cum ai făcut recuperarea? Două de la ăsta, două de la ăsta. Și acum ce faci cu cele 16? Le împar la 2. Așa, ca să vezi câți, de la câți ai recuperat cei care aveau câte 5? Să fie 8. Așa, deci 16 împărțit la 2 egal cu 8. 8 profesori. Ce primise? Care au primit? Plus încă 3 profesori. Ce primise câte? 5, nu? 5 plus 3 profesori care n-au primit. Acum, 5 plus, nu 5, 8. 8 plus 3. 8 plus 3. 11 profesori. Profesori în total. Da. Și gata problema. Și acum 11 ori 3. 33. Sau 8 ori 8 ori 5. 5 4, 40, 40 este același lucru. Da. Da? Și acum asta am ajuns și pe o cale și pe cealaltă la același răspuns. Acum am un problem pentru dumneavoastră. Nu pentru, pentru mine. Pentru noi amândoi. Pentru toată lumea. Pentru toate lumea. Și pentru prietenii noștri, da? Da. E una frumoasă. Da, da. Gata. Da. Într-o clasă sunt ele politicoși. Sunt de două ori mai mult decât cei nepoliticoși. Numărul fetelor politicoase și al băieților nepoliticoși este de două ori mai mare decât cel al băieților politicoși și al fetelor nepoliticoase, iar numărul fetelor politicoase este egal cu numărul tuturor băieților. Câți băieți sunt în clasă dacă acestea are între 20 și 30 de elevi? Băi, are problemă mai prins aici. Vezi aici? Da. Vreau citesc o dată? Când era Daria, mai aveam o șansă în plus. La Daria iar sărea la bătaie, nu? Dar știi ce trebuie să faci. Greutatea o găsit acum pe noi amândoi. Numai că trebuie să ne concentrăm. Să facem. Și trebuie să sperăm că o facem. Deci nu ne dăm bătuți. Trebuie să citești problema rar, că de acum mi s-a părut o poveste. Nimic n-am înțeles. Ok, n-am văzut. Da? Într-o clasă, elevi politicoși sunt de două ori mai mulți decât cei nepoliticoși. Hai să zicem așa. Politicoși. Politicoși, nepoliticoși. Și nepoliticoși. Da? Politicoși și nepoliticoși. În total sunt câți? Nu spune. Așa. Într-o clasă sunt copii de două categorii. Da, politicoși și nepoliticoși. Da. Cei politicoși sunt de două ori mai mulți decât cei nepoliticoși. Ah, deci... Politicoși egal cu NP ori 2. Politicoși ar fi NP ori 2. Da. Perfect. Deci politicoși înseamnă numărul nepoliticoșilor ori 2. Cât sunt de două ori, spus. Da. O primă relație. Numărul fetelor politicoase și al băieților nepoliticoși este de două ori mai mare decât cel al băieților nepoliticoși. Lasă-mă ușor, să citim mai rar, că n-am înțeles nimic. Deci în clasă sunt băieți și fete. Da. Așa, băieții și fetele. Dar băieții și sunt și de două categorii. Și fetele. Exact, politicoși și nepoliticoși. Fete politicoase și nepoliticoși. Bun, am început să facem, să gândim problema. Nu, ia ușor, citește ultima propoziție. Numărul fetelor politicoase și al băieților nepoliticoși. Stop. Numărul fetelor nepoliticoase. Nepoliticoase? Nu, mă citește, pentru că mă urc în cuvântul acesta. Da. Ce număr? Numărul 10. De pe cealaltă pagină, ultima. Deci, într-o clasă, elevii politicoși sunt de două ori mai mult decât cei nepoliticoși. Asta am zis. Bun. Numărul fetelor politicoase și al băieților nepoliticoși... Numărul fetelor politicoase, zici mai
politicoase, da, fete. Fete și băieți. Putem să zicem așa. Hai să zicem, uite Cristian. Politicoase, fete. Da? Da. Și al băieților nepoliticoși. Deci numărul deci fetele politicoase, băieții nepoliticoși. Atunci scrie așa. Numărul lor. F. Da. Plus plus băieți nepoliticoși. Da. Băieți este, deci numărul lor este de două ori mai mare decât cel al băieților politicoși și al fetelor nepoliticoase. Este de două ori mai mare. Adică ăilalți înmulțiți cu doi, da, fac cât ăștia. Da. Da? Deci fetele politicoase și băieții nepoliticoși sunt de două ori mai mare, da, decât cel al băieților politicoși și al fetelor nepoliticoase. Băieți politicoși plus fetele politicoase. Nepoliticoase. Vedeți ce problemă v-am dat? Da, mă. Iar numărul fetelor politicoase este egal cu numărul tuturor băieților. Deci numărul fetelor politicoase este egal cu numărul tuturor băieților, adică și politicoși și nepoliticoși. Băieți politicoși plus băieți nepoliticoși. Nepoliticoși. Câți băieți sunt în clasă dacă aceasta are între 20 și 30 de elevi? Deci, câți băieți sunt în clasă dacă aceasta, clasa, are între 20 și 30 de elevi? Bun. Deci, noi nu știm câți sunt exact. Sunt între 20 și 30 în clasă, da? Deci, numărul total... Total. Ne întreabă al băieților. Total este cuprins... Între 20 și 30, da? Între 20 și 30. Și ne întreabă câți băieți sunt în clasă. Mai citim o dată. Sigur că da. Vedem dacă am scris și relațiile, în primul rând, da? Într-o clasă, elevii politicoși sunt de două ori mai mulți decât cei nepoliticoși. Nu scrieți asta. Băieții, deci elevii politicoși sunt de două ori mai mulți decât cei nepoliticoși. Elevii. Hai să traducem pe asta. Numărul. Din ce? Un pic, Cristina. Să traducem prin o relație de tipul. Deci cei politicoși din băieți și fete. Băieți și fete, da. Adică o să scrim așa. P plus sau F băieți politicoși plus fete politicoase este egal cu de două ori băieți nepoliticoși plus fete nepoliticoase. Nepoliticoase. Bun. E bine, dar am scris ok. Da? Bine. Și acum, adăugăm. Numărul fetelor politicoase și al băieților nepoliticoși este de două ori mai mare decât cel al băieților politicoși și al fetelor nepoliticoase. A doua relație. Deci fete politicoase plus băieți nepoliticoși egal cu de două ori mai mare, da, decât al băieților politicoși și fetelor nepoliticoase. Mai știm că numărul fetelor politicoase este egal cu numărul tuturor băieților, adică numărul fetelor politicoase egal cu numărul băieților politicoși plus băieților nepoliticoși. Câți băieți sunt în clasă dacă aceasta are între 20 și 30 dacă de elevi? Dacă aceasta, clasa. Dacă clasa, da. Da. Dacă aceasta are între 20 și 30 de elevi. Din cine e formată clasa? Și din politicoși? Toată. Deci aș spune că băieți politicoși plus băieți nepoliticoși. Plus fete politicoase. Plus fete nepoliticoase. Numărul ăsta numărul e cuprins între 20 și 30. Foarte tare.
Mai, Davide, știi că trebuie să o facem? Normal. Nu stăm pe gândul, trebuie să o facem. Ce am mai făcut? Tot sprijinul la tine este. Avem trei relații. Trei relații cu patru necunoscute. Da? Trei relații cu patru necunoscute. E o treabă ciudată, dar ne descurcăm pentru că avem și asta. Nu degeaba ne dă și pe asta între 20 și 30. Aici sunt toți adunați. Băieți politicoși, fete politicoase, fete politicoase, băieți nepoliticoși. Păi dacă spune că fetele sunt două ori mai mari decât băieți. Fetele? N-am putea să înlocuim cu ceva? Dar fetele politicoase. Da, păi n-am putea să înlocuim. Adică în a doua sau în prima spunem băieți politicoși plus băieți politicoși plus băieți nepoliticoși este egal cu doi ori băieți nepoliticoși plus fete nepoliticoase. Deci tu ce îmi propui să fac? Haideți să înlocuim fetele cu relația care avem. Cu asta? Da. De acord, nu am nimic de spus, însă să încercăm să ne uităm la astea două relații. Dacă le-am adunat membru stâng și membru drept, avem pe doi, l-am putea scoate în factor comun. Dar adică să fie patru. Nu să fie patru, e doi pe lângă. Că doi mulți cu ăsta, plus doi mulți cu ăsta. Deci, o primă idee ar fi să le adunăm pe astea două relații, da, vede, adică să trag linii, să le scriu încă o dată și să adun membru stâng egal cu suma dintre cei din membru drept. Ar fi o idee. Și să vede ce. Pentru că la un moment dat vor întâlni băieți politicoși și băieți nepoliticoși. Băieții politicoși și nepoliticoși fac fetele politicoase. Și le găsim fete politicoase și aici de două ori. Deci începe să niște probleme. Da. Hai să încercăm. Vrei? Da, încerc. Deci le scriu încă o dată. Băieți politicoși, urmărește să nu scriu prostii. Da? Ești cu ochii în patru, Davide. Plus da. Fete politicoase. Egal cu de două ori. Băieți nepoliticoși. Plus fete nepoliticoase. Și fete politicoase, plus băieți nepoliticoși, este egal cu, de două ori, băieți politicoși, plus fete nepoliticoase. Și acum adunăm. Tragem linii și le adunăm. Și o să fie băieți nepoliticoși plus băieți politicoși, o să fie fete. Le înscriu ca să vadă și prietenii noștri, da? Da. Băieți politicoși plus băieți nepoliticoși, ne, cu năs, așa, plus fete politicoase și plus fete politicoase, plus de două ori fete politicoase. Bine? Davide? Da. Egal cu? Doi. Și egal cu doi pe lângă, ca să înțeleagă toată lumea. Băieți n, numai n, da. Plus fete n, plus băieți, nu, închid paranteza, plus 2 pe lângă, B, băieți, N, plus fete, nu, băieți politicoși. P, plus fete, N. De acord până aici, da? Ei, dar băieți politicoși plus băieți nepoliticoși. Este o fată politicoasă. O fată politicoasă, adică numărul fetelor politicoase, da? Deci, F, P. O să fie fată politicoasă, plus fată politicoasă. Plus două fete. Adică trebuie să scriem direct. Trei. Ori F, ori FP. Egal cu. Aici dăm pe doi în factor comun distributivitatea a fost aplicată și scoatem pe doi și rămân în paranteză astea elementele de aici adunate. Da. Și o să fie o fată doi pe lângă. Doi pe lângă. Doi pe lângă. Băieți, lăsăm să vadă toată lumea. B, N, plus F, N, plus 2 pe lângă.
din, deci din prima urmați B, N plus F, N, și în a doua rămâne plus B, P, nu? Băieți politicoși plus fete nepoliticoase. Acum, echivalentul 3 da, egal cu 2 pe fete politicoase. De unde faci? Pentru că au făcut băieți nepoliticoși plus băieți politicoși. Așa, și face fete politicoase. Deci, fete nepoliticoase. Bine, plus fete nepoliticoase. Plus încă o dată fete nepoliticoase. Nu, doar fete nepoliticoase de două ori. De două ori. Deci, plus 2 ori e fete nepoliticoase, da? Iată că avem relație. O relație de asta interesantă. Și acum, băieții politicoși și cu cine fac fete politicoase? Cu băieții nepoliticoși. Deci, băieții politicoși, băieții nepoliticoși fac fete politicoase. Băieții politicoși cu... Și cu... Băieții nepoliticoși. Ăștia, deci, nu? Da, cei doi, da. Fac fete... Fete politicoase. Politicoase. Și atunci relația ar fi așa. 20 mai mic decât fete politicoase plus fete politicoase plus fete nepoliticoase. Mai mic decât 30, da? Nu, profesor, nu putem scrie în 2 ori FP. De 2 ori FP, sigur că da. Deci avem că 20 mai mic decât 2 fete politicoase plus fete nepoliticoase, mai mic decât 30. Pe de altă parte, mai avem că și FP plus FP plus 2 FN. Da? Vezi? FP plus 2 FN. Ori 2. Ori 2. Este egal cu 3 fete nepoliticoase. Bun. Hai să facem rost din, un FP plus 2 FN. N-am 2 FN. Dacă am 2 FN, știi ce ar trebui să fac? Ce? Să mulțesc relația asta cu 2. Cu 2. Toată inegalitatea asta cu 2. Și o să fie până 40. Da, 40. Mai mic decât 4 fete. 4 fete. 4 fete. Plus 2 fete nepoliticoase. Da. Este mai mic decât 60. Foarte tare. Și acum am făcut rost de 2 FN. Da. Da. Dar 2 FN ăsta, 2 FN, dar îmi trebuie și un FP. Păi avem. Îl mușcăm de aici. Da. Deci o să zicem, 40 echivalentul. 40 mai mic decât, decât 3 FP. 3 FP plus FP. Plus un FP, foarte bine. Plus 2 FN, mai mic decât 60, da? 60. Dar FP plus 2 este el, cu cine este egal? Este FP? Egal cu 3. N-am și 2 ăsta în față. Mă. Ce să fac ca să iasă și un 2? Îmi trebuie 2 ori acolo. O să mulțim toată șmecheria asta la capul altul cu un 2. Sigur, da. Încă o dată cu 2. Și a devine? 80. 80, da. Mai mic decât 3 fete politicoase. Nu, mai mic decât 6 fete. Mai mult decât 6 fete politicoase. 6 fete politicoase. Plus 2 pe lângă, să vadă tot omul. 2 pe lângă. 2 fete nepoliticoase. 2 pe lângă. F, P, plus 2 FN, da? F, P, plus 2 FN. Adică am muncit cu 2 da. Peste tot. 6 și 2 pe lângă chestia asta. Mai mic decât 6, 120. Echivalentul. Mă, dar 2 pe lângă FP plus 3 FN. 2 pe lângă FP plus 2 FN face 3 FP. Adică o să fie 6 FP plus 3 FP, asta care e 9 FP. Asta e tare. Scriem 80. 80. Mai mic decât 9 fete politicoase. Da. Mai... mic decât 120. Mai mic decât 120.
Și ca să fie treaba, apare FP, trebuie să împărțim totul prin 9. Da. Și vine, și împărțim totul prin 9. Și o să fie 80 împărțit la 9. Nu prea nu se bate exact. Dar ar veni... Cam 80. Dacă ar fi 81, ar face 9. Da. Dar nefiind 81, deci mai puțin decât 9, da? Mulțim cu 2 iarăși? Tot nu ne ies. Dacă mulțim totul cu 2, în 18 și împărțim la 18, noi pe FP trebuie să-l găsim. Dar să gândim, cam cât ar face? Nu face 9 și ceva, 9, ci face 8 și ceva. 8. 8, 9, 72, da? Da. Deci ar veni 7, 7,8. Cât o faci? Hai să zicem așa, 80. 80 pe 9, că știm noi și cu fracții câte ceva, nu? 80 da. Împărțit la 9, mai mic decât mai mic. FF. 9 FF. Nu mai este 9 FF. Am împărțit totul prin 9. Da. A rămas FF. FF. Mai mic decât mai 120. 120. Împărțit la 9. Sau supra 9. Da? Da. FP. Ăsta este un număr cuprins... 12. De ce 12? Pentru că... Este cuprins între 8 și ceva... Și 120. Nu? 8 și ceva face. 8, da. 8 ori 9, 72. 120 împărțit 8, virgulă, nu știu cine. Și mai mic decât 120 împărțit la 9. Ar intra o cam o dată. Deci... O dată, așa. 9. Rămâne 3 rest, rămâne nu? Rămâne 3 rest, 30. Da. 30, 9, cam 3 ori 9. 3 ori 9, 27, da? 27, 13 și ceva. Decimale. Deci FP începe de la al 9-lea până la al 13-lea. Deci FP are variante. Deci variantele lui FP. 11-12. FP aparține, zicem așa, FP aparține mulțimii valorilor. Am spus 9, 10, 11, 12 și chiar 13, nu? 13 și ceva. 13. Deci, vezi, numărul fetelor politicoase încep de la 9, 10, 11, 12, 13, da? Bun. Acum, hai să vedem dacă pe fetele politicoase le știm. Păi dacă le știm, să înlocuim în relațiile pe care le cunoaștem. Și care ies. Și care, pe care le avem deja, da? Da. Ce devin relațiile? Păi... Prima relație. Putem să facem... Băieți politicoși. Băieți politicoși. Deci mergem cu varianta care, pentru început. FP egal cu prima variantă. Da. Trebuie să fie băieți politicoși plus 9 fete egal cu 2 orice multe variante avem. Avem de lucru, e drept. Mai înainte de a da drumul să analizăm toate variantele, mai citim o dată că mi se pare prea larg intervalul. Fetele politicoase sunt de atât 9, 10, 11. Întrebarea este dacă ar fi fost intervalul ăsta mai strâns și aș fi avut un număr mai mic de încercări, ar fi fost mai la îndemână, așa așteptam. De aceea citim conținutul să vedem dacă nu am greșit pe undeva. Niște relații destul de interesante, da? Mai citim încă o dată. Deci, într-o clasă, elevii politicoși sunt de 2 ori mai mulți decât cei nepoliticoși. Deci, elevii politicoși sunt de 2 ori mai mulți decât deci cei ei ar fi de 2 ori cei nepoliticoși. Da. Nu? Sunt de 2 ori mai mulți decât cei nepoliticoși. Aia sunt mai puțin, de aia îi mulțesc cu 2 ca să facă ăștia. Și din cine se compun elevii politicoși? Din băieți și fete. Băieți și fete. Băieți și fete. Bună relația. Prima. Bun. Mai departe. Numărul fetelor politicoase și al băieților nepoliticoși este de 2 ori mai mare decât al băieților politicoși
și al fetelor nepoliticoase. Perfect. Domn profesor, n-ar trebui să împărțim acele numere la 12 din care se împart și ia acolo le... Unde la 12? Eu nu, eu acolo la numerele acelea m-aș gândi să le împărțim la 2. Pentru că spun că cei fetele nepoliticoase și băieții nepoliticoși. Și să împărțim la 2 ca să văd care pot fi variantele. Pentru că sunt 2. Sunt băieți și fete. A, păi nu. Nu ăsta ar fi un motiv. N-avem nicio justificare să împărțim în 2. Da? Deci, nu. Noi ne-am văzut. Băieți politicoși de o parte, fete politicoși de o parte, băieți nepoliticoși, fete nepoliticoase. Deci am clarificat. Da. Prin notațiile făcute. Deci primele două... Sunt corecte, da. Iar numărul fetelor politicoase este egal cu numărul tuturor băieților, adică politicoși și nepoliticoși. Corect. Câți băieți sunt în clasă dacă aceasta, clasa, are între 20 și 30 de elevi? Între 20 și 30. Deci, clasa, numărul lor, e cuprins între 20 și 30. E formată din elevi băieți politicoși și nepoliticoși. Fete politicoase și nepoliticoase. Da. Nu? Am gândit bine. Acum, cum am pornit la treabă? Am luat pe primele două relații, le-am scris încă o dată aici, le-am adunat membru cu membru și a apărut băieți politicoși și nepoliticoși, băieți politicoși și nepoliticoși, plus de două fete politicoase. Egal cu doi pe lângă băieți nepoliticoși, fete nepoliticoase. Plus. Așa. Deci 2, l-am scos pe 2 factori comun, da. Și mă apăru BN, FN. Și aici băieți nepoliticoși, băieți politicoși fac fete politicoase. Avem relația asta, da? Da. Și fete politicoase plus două, de două fete nepoliticoase. Dar de ce m-a rămas aici? De ce au apărut de două ori fete nepoliticoase? Așa au fost, da? Pe doi factori comuni și ați lipit parantezele. A doua relație am copiat-o bine. Fete politicoase, băieți nepoliticoși, de două ori cât băieți politicoși și fete nepoliticoase. Este corect. Și acum observăm aici că BN cu BN face FP, da. Și vine FP plus de două ori FN. Da. Și 3 FP. De ce 3 FP? Pentru că BP plus BN face FP. E. Și deci 3 ori FP-ul. Corect. Și acum, mă duc în relația asta și BP plus BN face FP. Și apare FP plus FP. De doar FP plus FN, între 20 și 30. Bine. Și noi cum avem aici FP plus 2 FN, FP plus 2 FN, simțim nevoia să mulțim toată relația asta cu 2. Din nevoia de a avea 2 FN. Și am zis 40 mai mic decât 4 FP plus 2 FN mai mic decât 60. Îndată, 2 FN, am pus mâna pe 2 FN. Pe un FP fac rost, că rupe 4 FP în 3 FP plus un FP. El fiind acolo unde am spus 4 FP, da? 3 FP și un FP. Încât, iată-mă pe mine, am pus mâna pe FP plus 2 FN. FP plus 2 FN. Dar ăsta are și un 2. Având și un 2, trebuie să mulțesc totul cu un 2 și apare 80, mai mic decât 6 FP, da? Mai mic decât 2 pe lângă FP plus de 2 ori FN, mai mic decât 120. Și iată că în clipa asta de 2 ori FN plus 3, 2 pe lângă FP plus 2 FN, face 3 FP. Și ai văzut bine, 3 FP și cu 6 face 9 FP, cuprins între 80 și 120. Și acum, fiindcă noi vorbim cu un număr, nu poate să fie 3 și ceva, 4 și ceva,
sau 8 și ceva în cazul nostru. Deci FP ăsta începe de la 9 încolo, că e 8 și ceva, deci la 9 încolo și se duce până la 13, că împărțirea a dat 13 și ceva. Deci, într-adevăr, așa este corect. Și acum începem să judecăm pentru fiecare caz în parte. Păi de la până la... Până la 13, da? Mergem cu FP. Uite, FP este egal cu cine? FP e egală în prima cu 9, da? Și, și toate relațiile astea devin. Deci, din cazul, în momentul în care am făcut FP egal cu 9, ele devin BP, urmărim să nu greșim, da? BP plus 9, egal cu de 2 ori, BN plus FN, în prima relație. Următoarea. 9. De ce este 9? FP, da? 9 plus BN egal cu de 2 ori BP plus FN. Și aici FP este 9, nu? Adică 9 o să fie egal cu băieți nepoliticoși. Nu prea se poate asta. Băieți politicoși plus fete plus băieți nepoliticoși egal cu 9. Deci 9 ni se cere numărul băieților. Eu nu mai trebuie să mă analizez dacă vreau eu pentru aia să mă duc, dar numărul băieților care sunt cuprinși între politicoși și nepoliticoși. Deci varianta ar fi odată să mergem cu numărul total de băieți 9. Deci întrebarea este asta. Fiindcă am aflat pe FP ca posibilități, FP, adică numărul total de băieți, FP înseamnă. Da? FP având variante 9, 10, 11, 12 și 13. Deci numărul băieților din clasă poate să fie 9, 10, 11, 12 sau 13. Și noi acum pe băieți am aflat. Deci numărul băieților știm din clasă. Da? Deci oriunde vedem băieți N și băieți P, știm că sunt 9 și atunci puteam să aflăm și numărul fetelor. Dar nu ne mai cere autorul. Autorul ne-a cerut doar atât, să aflăm numărul băieților. Dacă numărul băieților, înseamnă că avem mai multe variante cu numărul băieților. Nu o singură variantă. 9, 10, 11, 12 și 13. Ai acolo rezolvarea? Răspunsul? Nu, dar decât 12. Deci 12? Asta mă pune să reluăm încă o dată. La ce pagină? La ce? Acolo 10. 10. Și ultimul jos răspunsul. Așa, spune că sunt 12. 12. Da. Asta spuneam și eu. M-aș fi interesat ca aici să văd un număr FP mai strâns. Da? Dacă îl vedeam mai strâns, atunci și chiar să fi fost între 11 și ceva și 12 și ceva. Și atunci era 12 foarte clar. Da. Mai citim o dată. Tot secretul este să vedem acum unde s-a strecurat greșeala. Deci într-o clasă, elevii politicoși sunt de două ori mai mulți decât cei nepoliticoși. Deci cei politicoși sunt de două ori mai mult decât cei nepoliticoși. Deci băieți politicoși plus fete politicoase egal cu de două ori decât cei nepoliticoși. Înseamnă doi pe lângă băieții nepoliticoși plus fete nepoliticoase. Se fac așa ceva. Da. Numărul fetelor politicoase și a băieților nepoliticoși este de două ori mai mare decât al băieților politicoși și a fetelor nepoliticoase. Iar numărul fetelor politicoase este egal cu numărul tuturor băieților. Politicoși și nepoliticoși. M-am zis aici ca să menținem relația aceea. Câți băieți sunt în clasă dacă aceștia aseasta
clasa are între 20 și 30 de ele. Mai vedem o dată. V-am spus. Păi dacă e între 20 și 30? Păi am plecat aici. Între 20 și 30. Și în loc de băieți politicoși și fete nepoliticoși, și băieți nepoliticoși, am pus fete politicoase. Dacă e între, sigur nu luați capetele, nu? Păi nu, nu am luat capetele. Dar atunci rămâne 10, rămâne 10, 11 și 12, nu? Stai o secundă. Nu? Eu n-am luat capetele, dar între timp am mulțit cu 20, cu 2, cu 3, și așa, capetele s-au modificat. Și eu trebuie să țin cont de noua situație. Nu poți să fac 20 minus 30? Nu, nu, nu. Nu, hai să vedem, să vedem. Insistăm. FP plus FP plus FR. 2FP plus FR între 20 și 30. Bun. Aici BP și FP de două ori BN plus FN. FP plus BN de două ori BP plus FN. Și le-am adunat membru cu membru, cei în stânga cu cei în dreapta, și BP plus BN, BP plus BN face FP, da? Și am FP, FP, și de două ori FP, deci în total membru sunt 3FP, e clar. Iar 2, când l-am scos în factor comun, BN plus BP plus FN plus FN. BN plus BP face FP. Și cei doi FN, e clar că i-am prea așa. Și acum? Nevoia, nevoia, noi plecăm de la asta care o avem știută, da? Relația asta așa. Tradusă că numărul tuturor copiilor între 20 și 30. Tradus în limbajul nostru de două ori FP plus FN între 20 și 30. Și tragem cu coada ochiului și vrem să construim FP plus 2FN. FP plus 2FN. N-am pe 2FN. Din cauza asta mulțesc un 2. Da? Și deci mulțesc un 2 ca să pun mâna pe 2FN. Și atunci, dacă aș desface paranteza aici, cât ar veni? 3FP, ca să fii mai pe înțeles, 3FP e și altul 2FP plus 4FN. Da? 4FN. Și acum, 4FN cum nu am, se mulțesc deodată cu 4, da? Deodată cu 4. Da. Noi am făcut-o în 2 pași, am mulțit deodată. Da, 2 și deodată cu 2. Mulțim deodată cu 2. Cu 2, cu 4. Și urmărim. 4 ori 2, 2, 80. Mai mic decât 4 ori 2, 4 ori 2, 8 FP. Da? Deci, încă o dată, mulțesc cu 4 peste tot. Vine 4 ori 20, 80. 4 ori 2, face 8 FP plus 4 FN. Da. Și iau un 2 FP și cu 4 FN ia să iau așa. Deci cu 6 FP. Cu 4 mulțim, da? Cu 4, da. Deci 80 mai mic decât 8 2 ori 4 8 FP plus 4 4 FN mai mic decât 120. Și 4 FN ăsta îmi mai trebuie un 2 FN. Și îl rup de aici. Și o să fie 6. Fie 6 și cu 2, da? Da. 6 și cu 2. Deci zic 80. Mai mic decât 6 FP plus 2 FP plus 4 FN. Mai mic decât 120. Și 2 FP și cu 4 FN o să fie 3 FP. 3 FP. O să fie 3 FP. 3 FP fac ăștia. Dar de două ori o să fie 6 FP.
Nu. Nu. Da, domnul profesor, dacă acolo știți la dat, spune un FP și 2 FN, fac 3, dar noi avem 2 FP și 4 FN, care păi dă 6 FP. 2 FP și 4 FN dă 3. Uite și-o desfășurat. 3 FP. 3 FP, care de sunt aici. 2 FP, așa? A, da, da. 3 FP, da? Da. 3 FP. Deci asta de aici e 3 FP. Da. FP. Și 3 FP și cu 6 fac 9 FP. Deci e aceeași clară. Am făcut că 9 FP e cuprins între 80 și 120. Da? De unde FP este cuprins între 80 împărțit la 9 și 120 împărțit la 9. Acest FP are mai multe variante. Nu mă face pe mine nimic să mă opresc la 12. Ci 9, 10, 11, 12 și 13. Acum, mai există o idee. Ceva care să mă împiedice să cu FP egal cu 9 să nu meargă, să intru într-o contradicție, cu 10 să nu meargă, cu 11 să nu meargă și nici 13 și rămâne numai 12 ca să fac selecție. Deci, atenție, din relația asta largă, nu-mi permit să iau pe FP un număr să nu iau și pe 9, și pe 10, și pe 11, și pe 12, și pe 13. Ar mai trebui, repet, ca ceva să fac o selecție din relațiile acestea două care le-am scris aici și să pot să spun că cu 9 nu merge treaba. Deci băieții politicoși și nepoliticoși la un loc fac fetele politicoase, adică 9. Și relațiile acestea sunt, nu? Da, astea da, sunt trei relații pe care le avem în clipa asta. Ia să vedem ce contradicții putem pune încât să nu meargă ceva. Păi ar trebui să aflăm toată, aflăm și băieții și fetele și tot. Și abia atunci am... Băieții politicoși și nepoliticoși. Păi băieții nepoliticoși pot fi 6 și cei politicoși 3. Pot fi mai multe variante. Uite, dacă aici m-aș duce și aș înlocui, ce-ar apare? Ce-ar să vedem de la asta? Pot fi 3 ori 9. Da, 27. 27 este egal cu 2 ori. 27 egal cu 2 ori. 2 ori fete. Adică 9. 2 ori 9. 9 plus de 2 ori F. Egal, echivalent cu. Ia să vedem ce lucrare se întâmplă aici. 27 este egal cu 2 ori 9, 18. Plus 4 FN. De unde rezultă că 4 FN este egal cu 27 minus 18 egal cu 9, nu? Da. 9. Și atunci FN egal cu 9 supra 4. Adică cum? Numărul de fete egal cu 9 pe 4 nu se poate. Nu e bun. Deci acum trebuie să vedem care se împart la 4. Deci asta pică. Singurul e 12. Păi probabil că acolo se face selecția. Că la 10 da. Nu se poate. Da, da, da. Deci, fii atent. Asta e relația deșteaptă care ne salvează. Ce tare! Da? De face selecția. N-aveam cum să forțăm mâna. Deci, iată, cu FP. Pentru FP egal cu 9, n-am mers. X. FP egal cu 9. X. Nu merge. Merge cu FP. Cu 12, vă rog frumos. Nu mai deodată, dar trebuie să arătăm în fața camerei că eliminăm pe celea care nu merg. Deci merge cu FP. Te las pe tine ca să mă ocup de... Yay! Și de Mario. Deci merge cu FP egal cu cine? Cu 10. Cu 10. Și iarăși FN... Avi, le fac și la final vi le arăt. Așa, okay. FN iar nu merge și până la urmă FP egal ce cu 11, puțin. FP egal cu 12 va merge și FP egal cu 13 nu merge. Deci... Stați, da, am o întrebare.
Acolo, domnul, când ați făcut 18, de unde scuți dumneavoastră 18 ala? Păi, 2 ori, 9. Eram... Deci, acum ce vei spune? Pentru f pe egal cu 10 va fi 3 ori 10 egal cu 2 ori... Egal cu 30, dar eu deja am făcut relația. Păi, du-te și lucrează tot, da? Așa, noi ne oprim aici, rămâne să... La revedere! La revedere și... Trecem repede la Mario. Butonul roșu. Butonul roșu, da.